文化祭展示していく。完全に。ce tăiați domn profesor? Testul 1. Asta e anul 2014-2015, asta s-a dat la ei. Pentru copii, pentru copii nu s-a pus problema să găsească recurența aceea. Ei trebuia să fac jocul ăsta. Da? Cei copii de la clasa, aceia care au avut testul acela, trebuia să facă jocul ăla. Da. Să genereze așa frumos. A 1 și 2 tăiat, adică nu doar să le enunțăm. Sunt da? Ușoare și da, să le enunțăm. Le enunțăm da. Ca să fie pe profunditate. Și aici dat 34, 4, tot așa. Deci noi facem 2. Dar testul a durat 45 de minute, copii. Deci da. Testul nu e lăsat, nu lălăim. Da. Da, și așa am făcut și noi, lălăit 45. N-ai făcut lălăit. Da. Hai, te rog. Aflați, 1. Aflați numărul de trei ori mai mic decât A. Aflați. Și numărul. De trei ori mai mic decât A. De trei ori. Mai mic decât A. Mai mic decât A. A. Știm că. Știm că. A egal cu. A egal cu. 42 minus 42. 42 minus 42. Împărțit la paranteză pătrată 4725 minus paranteză rotundă 214 împărțit la 2 minus 2 împărțit la 2 minus 2 închideți paranteza rotundă ori 315 împărțit la 7 plus 7 e simplu la 7 plus 7, 7. Închideți paranteza pătrată 105 ori 3, asta știți să faceți asta facem, nu discutăm da. Se găsește au și să află din trei da. Mai mic decât ăsta, împărțim la trei și găsim la trei. Doi. Subiectul, aflați cel mai mic și cel mai mare număr de trei cifre da. Cu proprietatea că cel mai mic. Mic și cel mai mare număr de trei cifre cel mai mare număr de trei cifre de trei cifre, cu proprietatea că suma cifrelor fiecărui număr de trei cifre, ABC, zicem da. Știm că? Știm că suma cifrelor fiecărui număr este 15. Că? A plus B plus C egal cu 15. Ah, da, e simplu. Da. Și trebuie să găsim pe cel mai mic și pe cel mai mare. Pe cel mai mic ar fi 100 20. Nu poți da. Poți să dai 1, 2? Nu. Că și ce e cifră? Ce 159 ar fi cel mai mic. Corect, 159. Da, și cel mai da. Mare să va fi... Deci e în 1. Da, 959. Inversul. Mic. Cel mai mic este? 159. Și apoi 159, da? Adică l-ai fixat pe primul 1, pe ultimul 9, cel mai mare. Și cel mai avut în proprietate cum acest. Corect. Da. Și cel mai, și mare. Cel mai mare este 951. 951. Și acum dau pe ultima. Acum adică pe 3. 3. Într-o cutie sunt fundițe roșii. Teorema cutiilor. Nu există teorema da. A picioarelor, a cutiilor. Da. Eu bun, chiar am putea să întreb, dar am teorema cutiilor. Teorema da? Cutiilor? Da. Și de ce constă? Constă în, cum se cheamă, ai mai multe. Cutii, da, ai stai două cutii și trebuie să găsești câte sunt. De exemplu, răspunsul. Vedeți mecanic, teorema cutiilor, teorema picioarelor, fără nicio logică. Vezi, aici vine o parte învățătorul, da? Poate arunca astfel de formulă, exact. Teorema picioarelor. Da, teorema cutiilor, teorema picioarelor, vedeți? Așa e rămas. Deci vezi, tu nici nu vrei să stai de vorbă cu mine, dacă nu vorbesc cu teorema cutiilor și teorema picioarelor. Nu există puiule, așa ceva. Deci există teoreme care sunt niște adevăruri sabite din matematică. Absolut, care se și demonstrează. În toată literatura matematică. Ipoteza. Dar, deci asta, astea, știi, numai învățătorul a fost abuziv acolo, aruncând da. Așa. Teorema picioarelor. Deci într-o cutie sunt fundițe roșii, galbene și albastre. Într-o cutie. Da, sunt fundițe roșii, fundițe galbene și fundițe albastre.
într-o cutie. Sunt. Fundițe roșii, galbene și albastre. Fundițe roșii, galbene și albastre. Știind că, atenție ce frumos, știind că 40 de fundițe nu sunt albastre. Atunci sunt galbene sau roșii? Da, asta e. Deci, ce spuneai? Sunt galbene și roșii. 40. Galbene sau roșii? Nu, și roșii, nu. Nu sau. Galbene la un loc și roșii. Roșii. Pentru că zice că nu sunt albastre, nu zice că nu sunt albastre sau nu sunt roșii. Dar fiindcă în cutii sunt de toate culorile. Corect. Și se spune că nu sunt albastre, înseamnă că sunt celelalte culori. Corect, galbene și roșii, 40. Corect, Daria? Când zici sau, când zici sau, Daria, vreau să înțeleg că 40 sunt galbene, galbene sau 40 sau 40 roșii, sau așa. Galbene, a egal cu 40. Perfect. Plus R. Plus R. Plus roșii. Deci o primă, din prima formulare, din prima propoziție de acolo, eu înțeleg, da? Din prima propoziție, înțeleg că G plus R, ai zis, nu? Da, da, da. Da. Egal 40. Perfect. Citesc în continuare. Atenție, copii. 64 nu sunt roșii. 64 nu sunt roșii. Adică cum sunt? Galbeni plus G plus A egal cu 64. Din a doua propoziții, din a doua formulare, al doilea mesaj înseamnă că G plus A. G plus A egal cu 64. Și 58 nu sunt galbene. R plus A este egal cu 58. Egal cu 58, da. Dar aflați câte fundițe de fiecare culoare sunt în cutie. Asta-i. Asta-i. Domn profesor, da, adică câte? Adică A plus B, G plus R plus A? Da, să nu, câte sunt de fiecare culoare? De fiecare culoare câte sunt? De fiecare culoare? Da. Simplu. Cum? Deja știu cum se face. Păi mai întâi adunăm G plus R plus G plus A plus R plus A. Prea o să am 2 G plus 2 R plus 2 A. Împărțim la 2 și apoi înlocuim cu una ca să aflăm. Foarte tare! Deci, suma lor acum, 2 de G, 2 de R și 2 de A, când avem aici. 2 R plus 2 R plus 2 A este egal cu 40 plus 64 plus 58. Adică 104 plus 58, adică 162. 162. Și G plus R dăm pe 2 în factor comun, nu? Este egal cu 162. Dar ea trebuie să dăm pe 2 în factor comun. Da, dăm pe 2 în factor comun. 2 pe lângă G plus R plus A, egal cu 162, G plus R plus A, egal cu 2 și vine G plus R plus A, este egal cu 81. 81. Și acum să spunem... A avut-o pe asta, care e suma lor. Atunci da. Albastru este egal cu 81 minus 40, adică G plus R. Albastru, deci G plus R de desubt adaug. Deci albastru este egal este cu 40. Și atunci albastru se vede că este cât? Albastru 41. Și atunci galbene este egal cu 64 minus 41. Corect. Deci galbene este egal cu 23. Așa e bine? Da. Galbene și roșii. Roșii este egal cu 40 minus 23. 17. Care este egal cu 17. A fost simplu. Foarte simplu. Asta chiar a fost simplu. Deci dacă ne zici cum e teorema asta cu tine. Nu, nu e o teoremă. Vezi că nu este cu teorema. Dar de ce a dat cineva? Nu mă gândesc că eu îi se ca ceva, domn profesor. Ne-a explicat tot același lucru, numai că a zis că e făcut nu știu ce matematică. Și a numit o teorema cu tiilor. Ai înțeles tu ceva, greșit. Dar nu se poate. A cu tiilor, cu ceoare. Poate că există asta în teoria, să spunem, combinatorică, niște lucruri, dar nu, la nivelul copiilor nu li pot spune așa. Nici învățătoare, sunt sigur. Nici învățătoare, sigur că da. Nu știu, poate a spus-o că dar și așa. Dar învățătoarea n-am văzut o facultate de matematică, să fim serioși. Sigur că da, nu. Haideți să ne întoarcem și să vedem pe 4, problema ca să pierdem timpul. Într-o urnă se introduc bile numerotate de la 1 la 300. Hai că îmi place! Ție teorema bilelor? Deci, într-o urnă se introduc bile numerotate de la 1 la 300. Acum nu le mai scriem, nu?
Maria, mai scrie, nu, de la 1 la 300, totuși, spune. În urnă, sunt bile de la... Uite așa, în urnă, sunt bile de la 1... Până la 300. 300. Maria scoate la întâmplare un număr de bile. 400. Care este cel mai mic număr de bile pe care trebuie să le scoată pentru a fi sigură că cel puțin una dintre ele conține cifra 2 sau 3. Mai citesc o dată. Maria, deci într-o urnă se introduc bile numerotate de la 1 la 300. Deci sunt 300 de bile, practic, da? Asta înțeleg, domnul profesor. Da. Sunt 300 de bile. Da. Așa. Maria scoate la întâmplare un număr de bile. Nu știm cât, nu ne zice. Un număr. 10, 20, 300, habar n-avem. 300 sigur nu scoate. Care este cel mai mic număr de bile pe care trebuie să le scoată Maria, cel mai mic număr, adică cele mai puține. Da. Așa, pentru a fi sigură că cel puțin una dintre ele conține cifra 2 sau 3. Cifra 2 sau 3. Că e foarte ușor. Maria. E foarte ușor? Hai zi tu, Maria, dacă stai de o secundă. Bine, hai, stăm. Da, deci noi ne gândim, domnul profesor. Sigur că da. Deci, voi continua. Da, nu, tu taci. Deci 1, 2, domn profesor, ia ca cifra 2. De la a doua, dacă ar fi 1, 2, 3, 3 iară 3. Da. De la 1 la 10 avem odată cifra 2 și odată cifra 3. Nu, Darius? Da. De la 1 la 10. Deci dacă ar fi numai 10 cifre. Numai 10 bile. Numai 10 bile. Da, probabilitatea să scoatem cel puțin una. Da. Ar fi... Nu probabilitate. Numărul minim. Nu probabilitatea, numărul minim, corect. Da, numărul minim de bile. Bile pe care ar trebui să le scoată, care ar fi? Ar fi 9. Că e una cu 2 și una cu 3. Una, da, nu și 0. Deci sunt de la 1 de până la 1, da. De la 1 până la 10. Sunt 10. Sunt 10 bile. 10 bile, corect. Și noi trebuie să scoatem 9, ca să fim siguri că scoatem... Asta e. Deci dacă scoatem numai 8, dacă poate le lăsăm taman de aia cu 2 și pe 3. Exact. Deci trebuie să scoatem 9, dacă deci ar fi 10. Trebuie să scoatem cu unul mai mult decât ghinion. Corect. Nu corect. Vorba președintelui. Vorba președintelui. Ghinion. Corect. Ce dar de la 11 la 20 e 12 și 13 și 20 care conțin cifra 2 și 3. Așa. Deja în următoarea avem 3 șanse. 3? Pentru celelalte numere. Dacă am avea 20 de bile să mergem, da? Un număr mai da, răsus. Da, așa gândim. Da, dacă am deci, avea 20 de bile în urmă, deci, nu pentru 10, bile, pentru de la 1 până la 10, am gândit că trebuie să scoatem numărul minim, număr minim, 9 bile. Ca să prindem și pe cea care ne interesează pe noi. Da, nu? Acum mergem de la 1 la 20 sau de la 11 la 20? De la 11 la 20. De la când 11... ne adunăm așa frumos. Ok, de la 11 la 20. De la 11 până la 20. Hai să vedem. Avem pe 12 care îl conține pe 2, avem pe 13 care îl conține pe 3 da. Și avem și pe 20 care îl conține da, pe 2. Da, domn profesor. Bun, imediat, Dania, stai tu. Să ne organizezi un pic. Și noi un pic. Eu am terminat. Nu se poate. Aici sunt 3. Dar nu jignește așa. Dar numai un pic. Stai să gândim și noi. Aici aș putea să lăsăm. Deci aici am 3 șanse. Adică sunt 3 care din 10. Din 10 sunt iar 3. 8 trebuie să scoate. 8 trebuie să scoate. Că una în plus, da. Da, 8. Corect. Ghinion 7. 7. Una în plus. Și încă de 8 aici. 8. Acum ar veni 9 aici, 8 aici. 8 aici. Acum dacă luăm pe urmă. 21. Ia să vedem. 22. De aici conțin multe. Toate. 20 până la 30. Până la 30 și inclusiv 30 îl conține pe 3, domn profesor. Sigur că da. Aici ai de ajuns să scoatem una. Deci numai una, dacă ai scos, ai prins am sigur. Am prins sigur. Da? Da. Numai una. Da. Deci una. De aici, pentru numele ăsta, una. O lăsăm pe Daria să zic ideea aici, pe aceea mergem noi pe noastră? Da, nu, eu am terminat de vă spun, eu vă spun numărul. A, tu știi numărul? Câte, mă? 267. Deci, ia scrie, domn profesor, să vedem dacă ne așa noi aici. Tu ne jignești așa. Ne umilești rău. Ne umilești așa. Mă, trebuie să conținem un 2. Lasă-ne și pe noi așa, că noi suntem... Desigur, eu vă las. Acum ce facem, domn profesor? Hai, Darius, ajută-ne. De la 31, cine face, Dani? De la 31 la 40. 31, 32 până la 40. Iar îl conține
40 nu mai are. 3. Atunci două trebuie să iau. Două aici. De ce două? Adică facem o regulă. Facem o regulă imediat. Două. Bun. De la 41. Hai, Darius, ajută-ne. De la 41 la 50. La 50. Haideți să nu iar așa de mult, domn profesor. 42. Avem 42 și 43. Da. 42 și 43. Aici trebuie să scoatem iar 9. Domn profesor, sigur este o regulă. 9 aici. Aici 9 neapărat, dar este 2. Da. A plecat 9, 8, 1, 2. Ia uitați, 9, 8, 1, 2. Ia să vedem dacă următoarea 9, e 9, 8. Ia să vedem. Deci de la 51. De la 51. La 60. La 60. Avem 52, 53. 52, 53. Și gata. Și, deci tot 9. Tot 9, nu. Deci tot 9. Nu-i nimic, mergem în continuare până seara. De la 61 la 70. De 61 la 70. 70, da. 62, 63. 62, 63, da. Iar 9. Da. Iar 9. De la 71 la 80. Domnul profesor, 71 la 80. Noi mergem băbeți? Dacă nu avem alte idei, dar au avut, dar o să ne explice ea. Da. Așa, 72, 73, atât. Iar 9. Imediat, imediat. Da. De la 81 la 90, haideți că ajungem și noi. 90. Așa, 91, 82, 83, tot 2. Iar 9. Iar 9, da? Da. De la 90 la 100. De la 91 la 100. 100. 92, 93. Iar nou. Iar nou. Opa, bine. Acum iar o luăm de la 101 la 110. Deci la 100. Nu, domn profesor, că o prindem. Da. Domn profesor, de la 200. Nu, lasă că noi prindem regula acum. Dacă ne dăm și la următoarea 100 la fel, la aranjamentul, domn profesor, înseamnă că l-am prins. Mă, lasă să-ți prins. Stai un pic, stai. Nu, nu mai interesează. 1, 2, 3, 4, 5, la 200 nu sunt de la 6, taci din gură. 7. Taci din gură. 7. 7 ori 9, 63. 63 și cu... Alo. 64, 66, 66 și cu 8, da, de să ajută-mă. El este și el la o lecție de matematică, sunt de la tot cum mai trebuie, dacă e ceva cu al bine, după ora 10. 66? Cât am zis? Cât am zis? 66. Domn profesor, ia să ne numărăm o leacă, de la 1 la 100, că dacă și la 200 e la fel și la 300 e la fel, am descoperit și noi. La 300 nu cred că... Ia lasă-ne. De la stai că avem și noi o idee. 101. Până la 110, da? Da, dar vreți să ne numărăm de la prima 100? Gata. Câte am avut? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 63. Și cu 3? Și cu 3, 66. Și cu 8? 74. Da. Deci 74, 74 de la 1 la 100. Deci în prima 100, 74. Da, 74. În prima 100. Da. Dacă descoperim și la a doua 100 tot 74, înseamnă că facem ori 3 aia și gata. Nu? Da. Dar am impresia că la 200 acolo avem mai 200 multe, și cu 2 el are toate. E toată suta. Paule, de la 200 la 300. Da, aveți dreptate. Hai, e altă regulă. E altă regulă, mama lor. Nu-i nimic. Hai. De la 101 la 110. Deci la 101. La 110. La 110. Da. Aici tot nou. Avem 102, 103. 3. Și atât. 102 și 133, 9 ar trebui să scoate. Da. De la 100... 11 la 120. 11 la 120. Da. Stai, Daria, din gură, nu mai râde. Râzi de noi, Daria. Da, 112. Aici avem 3, domn profesor, se repetă, vedeți 8. Da? Gata, am prins. Așa. Nu, eu nu știu ce e vorba. E vorba de numărul de cifre, de 2 sau de 3 care se găsesc. 112, 111, 112, are un 2. Sunt 13. 113, are un 3. 114, nu mă interesează, 115, nu mă interesează, 116, 117. Sunt 100 de bile numerate de la 1 la 300 și vrem să știm care e numărul minim de bile pe care îl putem scoate din acea urnă, ca să știm sigur că scoatem cel puțin una cu numărul 2. Sau 3. Cu numărul 2 sau numărul 3. Deci, aici așa, avem câte da, variante? 3. 3 și scoatem 8 ca să... Ca să știm sigur că... De la 121 la 130 înseamnă că trebuie să fie după cum e mai sus una. Ia să vedem. 130. 30 nu e una. Am impresia că toate sunt bune. Aici toate bune. 120 are 2, 122, 123... Are 2, 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 2
Adică numai una. Una. Corect. Vedeți că se repetă. Sigur, da. De la 131 la 140. De la 131 la 140. Ia să vedem dacă se repetă. Are 3. 131, 132, 133. Deci el are pe 3, domn profesor. Are 140 nu are. Atunci scoatem 2, da? 2. Corect. Deci se repetă, vedeți? Adică da. o scoatem pe 140 ghinion, da, și mai una. Scoatem pe una care dăm peste un 3 sau corect, un 2. Corect. Da. De la 141 la 150, iar la 150. Nu, că avem 142 și 143. Nouă. Da. Deci vedeți să se repete de sus. Așa. Și tot așa până la 151, da. Da, la 160. La 160, iar 9. Se repete, domn profesor. Da. De la 161 la 170, tot 9. Și deci de acum se repete. Tot 74 vom avea și până la 200. Da. Ia să vedem dacă este exact. Stați puțin. Este, nu-i copia fidelă. Știți de ce nu-i copia fidelă? Că de la 191 la 200, nu mai sunt 98. Da? Deci 170 la 180 până la 170 iar 9, de la 170 iar 9, la 180 iar 9 și la 180 la 190 iar 9, 190 9 și până la 200 o să fie 8, nu mai sunt 9. Până la 200 o să fie 8, corect, că e 2, 200, 8. Deci aici avem 73. Hai să le adunăm. 73, domnule. 73, sigur? Da? Haideți să le mai adunăm. Avem 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ori 9, 54. Avem 2 de 8, 16 cu 54, 70. 1 și cu 2, 73. Atât. 73. Deci da? Plus 73. Da. Pentru 100, de la 1 la 100. Am avut aici? Da. Hai să scrim așa. Haideți să de la 1, ordine, domn profesor. 1 la 100. 74 am găsit. Numărul minim este 74. De la 101 la 200. 73. Da. Și acum ștergeți ca să vedem cât îi găsim de la 200. 1, de la 200. 1 la 300. Până la 300. Că aici e cu 2 și cu 3 mulți. Domn profesor, toate au 2 și 3. Toate au 2 și 3. 2, 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
șterg eu dacă vrei. Da, șterg aici. Că... mai o leagă jos acolo. Asta, linia asta. Da. Da. Deci de la 201 la 210, da. Una. Una. Deci la 201 la 210, la 210 una. Una. La 211 la 220, una. Da. Deci de acum câte una, domnule? Câte una asta spun. Câte una. Câte și una... la ultima 300, tot una. Tot una, da. Sigur că e tot. Deci asta înseamnă 1 de 10 ori. 1 de 10 ori. Deci de 10 la... ori sau de 9 ori, domnule? Ca să fim corect. Păi da, de 10 ori. De 10 ori. 10 ori. Da, da. De la 0, cum ar fi, nu? Deci doar n-ai făcut bine. 10. Deci 10. Și acum totalul. 7. 7. 5. 157 de bine. I-au zis 160. Nu, 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 că eu nu am scris niște numere. Nu și acum am scăzut. Da, gata, noi am făcut băbești. Și dat și să știți că suntem, domn profesor, 23 de minute am făcut tot testul. Domn profesor, mie mi-a dat 167. 167. N-ai s-o cotit. Hai să vedem cum ai făcut tu. Da, zi și am scris. Am scris din mine cu 2. 2, 20, 22. Și apoi am făcut de la 200 la 290. Dar trebuie să omiți. Păi să vezi. De la 200 până la 290. Deci noi am mers pe negația. Numărul minim, trebuie să ținem cont de numărul minim. Păi numărul minim. Și mi-a dat 167. Și ai zis 267 de nume. 167 de nume. Deci tu le-ai numărat pe alea care au 2 și 3. Dar cum ai făcut? Tu le-ai luat totalul, adică i-au luat în mare, total. Nu, noi am făcut corect, domn profesor. Deci, Daria, noi am gândit așa. De la 1 până la 10, din cele 10 bile, dacă s-ar fi aflat, ca să fiu sigur că scot o bilă cu 2 sau cu 3, numărul bilor minim pe care să le iau sunt 9, pentru că dacă le scot pe cele... la alte care nu adică pe 1, pe 8, 4, pe 1, 5. 4, 5, 6 până la 9, ghinion, când le scot. Inclusiv pe 10, da. Așa. Atunci, în alea nu am pe 12, 3. Se știe, mergem pe și atunci ghinion. Mai iau încă una, din cele două care mi-au rămas în urmă, și atunci înseamnă că am scos 9 bile. Corect.
Deci din cele 10 care sunt acolo, doar două din ele au interes pentru, prezintă interes pentru mine, doar și două. Și să fii sigur, scos 9. Scot 9, încă una în plus. Da? Da, și știi ce îmi place mie? Bine, noi n-am făcut subiectul 1 și 2, domn profesor. Ba da, 2 l-am făcut, 1 l-am făcut. Totuși, ne-am gândit mult, am luat fiecare bucățică, noi am fost muncitori amândouă. Da, se cunoaște da, că am făcut școala în alte timpuri. Da, da. Da. Ei n-au vrut. Și am terminat în 23 de minute, haideți să zicem că terminam în 25, că făceam și primul exercițiu, da. Haideți în 30. Și a zis că timpul de lucru era 45. Deci da. Vedeți că nu e chiar așa nu, de... Nu, nu, nu. Ei gândesc subiectul, sigur pentru copii super valoroși, ca să-i poată selecta pe și așa aceea. Trebuie, asta înseamnă să fii super valoroși, așa să o luați, mamă. Da, 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 da. Așa o luați, așa, băi, de la atâta până la atâta, câte trebuie să scot, cum trebuie să scot, care e... Decât să stai foarte exact. Mult să analizezi. Te gândești și să nu știi ce să faci. Dar aici, ideea a fost foarte tare, că zice numărul minim de bile, încât să fii sigur că ai luat una care te interesează pe tine, ce să conține, fie cifra 2, fie cifra 3. Și atunci, cum doar două de la 1 la 10... Noi am analizat riguros. Riguros, da, da. Da. Deci totul stă bine în picioare. Deci la de atât așa, cum am făcut noi, pe schemă, exact. Aici este de sub, da. Pulsa atâta, numărul minim, da. Numărul minim, numărul corect. Minim. În total, atât. Sumând, deci atât, asta era situația. Da, să trec, să facem și tema lui... N-am dus cu subiectele acestea foarte frumoase, foarte tari. Dar nu știu ce să o faci la Moisir. Dar mai e timp, până vine așa, putea să facă și de la data. Deci astea au fost subiecte care ne-au fost comandate de cineva, pentru că... Te dau la data 5-a pentru la testarea, la clasa 5-a la Moise. La liceile foarte mari, unde este aglomerație mare. Se dă și la Bacău, la trei dintre colegii. Da, nu vreți da. La București să nu se dea. Sigur, da. Din tot București o să aleg copiii aceia care sunt super, super valoroși. Dar iată că trebuie să gândim cu niște chestiuni. Domnul profesor, nu mai cred în valoroși dacă ăștia de la clasa 8-a au luat 7 pe toată țara, nota 10. Păi nu mai cred valoroși. Ne-am terminat cu asta. Exact. Fosta generație de acum 4 ani. Asta am vrut eu să zic. Da? Fosta generație. Și doi dintre ei au fost la Bacău cu 10. Trei sau doi? Deci, nu, doi sunt la Bacău. Deci da. 5 sunt pe restul țării. Nu știm cât sunt la Bacău. Deci anul trecut la noi la Bacău, puteți în învățământ și știu exact, au luat la asta lor din clasa 4-a, au luat 4 copii, nota 10, de la o singură școală de aici, din Bacău, care profesoare, doamnele învățătoare, sunt la inspectorat, sunt la așa, ele au știut subiectul și au apărut niște subiecte, toate compunerile care s-au dat atunci, toate erau la fel. Aia care da. Care toate erau la fel, de... da. Și tu, vai, de 10, toți de 10. Eu când aud, mă doare capul. Exact. Deci... Te rog, Darius. Azi, Darius, ce nu știi ceva, dacă nu știi. Dar ceva nu știi, Darius, nu ce e ușor. Nu ce știi. Da, nu ce e ușor, tu bagă ce e greu. Uite-te ce nu știi. Uite-te, acum spune-te. Nu sunt toate ușoare. De pildă, 3/7, împărțit la 4/7. Hai, mă, că am făcut. Asta le faci, da, hai să mergem, că le știi să le faci. Și am încheiat subiectul. Le faci acasă împărțirea inversă mulțirii. Da. Nu prima cu a doua inversă. 1 pe 2 împărțit la... Dar am făcut asta noi. 7 pe 4 împărțit la 2 pe 5, 7 pe 4 ori 5 pe 2. Atât. Da, să mă uit totuși. Vreau să mă uit, nu te las așa. Vreau să mă uit un pic să zic ce... Domnul profesor, mâine nu aterizăm. Mâine aterizăm la țară. Am înțeles. Am aterizat străbunica. Am înțeles. Toate merg foarte bine. Sușoare. Da, sușoare. Te-a pus și nu faci criticule? Și vă faci în continuare. Da. Dar facem în continuare, numai temă. Mai lucrez în continuare. Da, să vedem. Bine. La îmbrăcarea, tată. Spor la treabă, domn profesor, sănătate. De la mine, ghiotanul tău. Hai să oprim. La revedere, dragilor!